Fraților, deci dacă mă susțineți și dacă vreți să vă cumpărați niște jocuri bombă la niște prețuri și mai bombă, trebuie neapărat să intrați și voi chiar acum pe Eneba, aveți toate linkurile în descriere și aici o să găsiți niște oferte pe care cu siguranță nu trebuie să le ratați. Încă o dată le mulțumesc foarte mult celor care mă susțin și care intră pe linkurile mele din descriere. Nu uitați, Eneba este cel mai bombă site pentru a cumpăra jocuri ieftine. Hai să trecem la episod. De asemenea, nu uitați să vă abonați și pe toate cele 3 canale unde postăm content în fiecare zi. Aveți toate linkurile în descriere, canalul ZZ Andrei, canalul principal unde postăm 2 clipuri pe zi plus live stream în fiecare seară, canalul secundar ZZ Bosorogus unde postăm 3 clipuri pe zi, DCit, Among Us plus multe alte joculețe și canalul ZZLOL unde postăm un clip pe zi cu League of Legends, linkurile în descriere. Bună seara, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de Dead by Daylight. Prietenii mei, suntem aici alături de Valentina și o să încercăm să batem niște killer. Tu ești asta? De aici? Da. Să rămână. Băieți, am văzut că ați primit cu brațele deschise această serie de DBD, gen ați reprimit-o, ca să zic așa. Și mă bucur foarte mult. Bă, nu sunteți mulți care vă uitați la Dead by Daylight, dar cine se uită, mai respect și nu uitați să dați și voi acolo, oolo, cât mai multe like-uri, guys, da? Hai să văd acolo susținerea voastră, dacă vreți și mai multe videoclipuri în care vedeți cum un nabibi se joacă Dead by Daylight. Mamă, dar îi dăm la generatorul ăsta talpă. Păi am eu toolbox. Am aflat ce, da, am aflat ce killer este? Nu, eu nu știu. N-am aflat, a? We do not know. Interesting, interesting. Dar nici nu l-am văzut până acum. Mamă, l-am făcut ghiulea. Repede rău am terminat. Pe bune, bă, deci după ce nu m-am mai jucat o perioadă destul de bună, am luat-o în dreapta. După ce nu m-am mai jucat o perioadă destul de bună, acum chiar mi s-a făcut ora așa de DBD, știi? Parcă îți dă un vibe. Hai în casă, că e special. Păi ar fi bine să facem separat. Măcar să ne apucăm de 2, știi? Așa zic. Că dacă te băgau amândoi în casă și vine drept la noi. Dar nu, a uitat că găsit și eu. Mamă, dar văd că faci și tu repari, și cu Erox repară. Ok. Și eu repar. Și văd că Zoarot ăla e lovit. Dar încă n-am văzut killerul. Ai văzut killerul? Nu, nu. Păi ce facem, mă? Există killer pe arta asta, boys? Există killer pe arta asta, prieteni, sau esgame? Băi, apropo, scrieți în comentarii, acolo jos, câți dintre voi vă uitați la tot episodul. Chiar sunt curios care sunt veteranii adevărat și care se uită la tot clipul. Cine e? E pe la mine. M-am panicat, a spart generatorul. Bun. Dacă vezi ce killer e, să anunți și tu că... A, sunt direct în coace. Vine, a murit, gata, s-a terminat. Pe ce killer ești? Nu știu. A, doar ai văzut că vine. Ai parcul ăla cu pisica, nu? Da, am spine chill-ul, da. Spine chill. Bă, văd că repară fără pro... What the fuck, man? A venit și a plecat. Nu știu cine e, doar l-am auzit. Ne-a văzut pe mine. Și toți reparăm genuri, ca idee. Poate vezi că e ăla de stocărește, opa. Michael? Și Michael și Scream. Nu, că se auzea ăla până acum, se auzea. Dacă punem marcul pe tine. Bă, băieți, poate să fie asta cea mai ușoară arenă de Dead by Daylight? Bă, n-am mai avut un skill. Uite, îl văd, îl văd, e unul cu ochii roșii și cu o bastrâcă în mână. Portocaliu așa la ochi. Portocaliu la ochi și cu o bastrâcă în mână, nu știu cine e ăla. Da, poți să aibă și skin, nu știu. E invizibil, aoleu, e ăla desface invizibil, mâncați-și gura ta. Nu, eu nu știu pe ăla. A, de-aia nu-l vedem, ăla desface invizibil, de mășcam eu cu el mult. Da, bine, dacă nu le-a urmărit. Ăla de bate în... Da, da, se face invizibil. De-aia nu-l prea auzeam noi, băieți, că era invizibil, dar văd că e și puțin te lemn pe joc, că dacă mășcam eu cu killerul ăla. Să rămână. Bă, dar chiar cred că în clipul următor o să mă joc și eu iarăși killerul ăla, pentru că nu m-am mai jucat de mult timp și am chef să bat niște survivor, boys. Oricum, cam ușoară arena asta, văd că doar un băiat și-a luat un hit și cred că îl joacă frumos. Cred că ăsta e în rage mode acum, what the fuck. Mai sunt și clipuri de-astea, boys? Mai sunt și arene de-astea? Eu știam că toți killerii sunt tryhards aici pe DBD, dar văd că... Not today, guys, not today, no? Și totuși avem ceva level, adică pana mea mi-a și dat cu de-aia, și cu de-aia mega prone. Aaaa, tu ești, pardon? Da, pe m-a ridicat și atunci mi-a dat skill check. Opa! Băi, eu mă duc să deschid poarta asta, să fie deschisă. Dacă vreți să salvați pe ăla. Să fim și noi eroii zilei. Sau eroii serii, de fapt. Opa, uite unde l-a pus. Actually, cred că... ăla din stânga era mai apropiat, gen. Îl salvezi tu? Băi, încerc. Dar cred că îl cam tăi. Deci trebuie să fim atenți la niște... la oameni invizibili, băieți? A, bă, am deschis asta. Hai că vin și eu la el. Dar asta sigur îl campează, măi, așa cred ea. Măi, e aici, dar eu nu-l văd. Mă vezi? Sunt aici, lângă generator. Eu nu te văd. A, e fața lui. Încercăm? Îl campează, what the fuck? Coaie, asta face troll. Aproape, hai ia-l, ia-l. M-a bătut și pe mine, mâncați. Dar pot să-mi dau recover singur. Ia să vedem că mai e unul aici. Să te salveze pe tine, repede, eu aș putea să-mi dau recover singur, sincer. Aaa, da mă, opa. Stai că stă la ăsta, nu știe că pot să-mi dau recover singur. Nu știe, nu știe, nu știe. Cum a nimerit pe după asta? Hai că te-a salvat, nu mai pot să-mi dau recover, da? Ne-a mâncat în cur, băieți. Ăsta face troll, mă, nu știu ce dracu face, ești nebun. Da, face troll ăsta și acum apel nu mă mai salvează nimeni. Era ta, nu uitați ce face, stai aici la un hook, ești nebun, ce terminat e omul. De aia mă cu kill. Bă, dar-i terminat rău de tot ăsta, uite ce face, frate. Dă-ți recover singur. Să dau take chest to escape? Escape, da. Da, merg, de 3 ori am dat, ducați. Aie mă, băieți! Au plecat ăștia? Killer jegos, ești nebun, efectiv, bă, jegos rău de tot, mă, băieți, mă. Foarte urât din partea lui, sincer. Foarte urât. Uite, uite, uite ce faci. Hai că eu suntem aici. Da, dar n-aveți ce face, că ăsta, uite, e un retar mental. M-a omorât. Ba, m-am salvat. Bă, eu ies. Îmi pare rău, dar eu ies. Aie, Querox. Unlucky today. Nu, nu mă mai duc. N-am nici viață, n-am nimic. Dar oricum, e retard rău killerul ăsta. Gen, what the fuck, care e amuzamentul, frate, în a face acest lucru, știi? What's the fun in that? Bă, s-a sacrificat pentru cauză nobilă. Să-l salveze pe bătrânul de Andrei, aia zic. Revenim cu cea de-a doua arenă, prieteni, pentru că a fost dubioasă arena asta, cel puțin dubioasă. Revenim. Poate de această dată, prieteni, o să avem și noi un killer mai de treabă, da? Nu așa troll cum e. O, să rămână, tu ești aici, nu? Sau? Da, da. O, deci băieți, sunt un bărbat cu 3 femei aici, un bărbat cu 3 meg în această arenă. Un Bill cu 3 meg, mai bine zis, o să fie interesant. Bill cu 3 meg? Mamă! Mamă, vezi că killerul ăsta deja, cred că dă ăsta. Nu o să fie troll ca precedentul, dar hai să vedem, poate avem o arenă mai interesantă. Ce e ăsta? Bă, e ăla cu zombie. Dacă te atingi, m-a atins, m-a infectat. Tocmai ce vreau să zic, că dacă... Aaaa, nu! Nu! Ne-am dus! Salut, Rezi. Mamă, mă distrug zombii ăștia, mă crezi? Mamă, mă distruge ăsta, bă, deci avem un killer. Mă vede, mă vede, vai, nu știu ce să fac. Vine după mine fugind, uite paleta. M-a atins, mă. N-a apucat să dau paleta la naiba. Bă, e Thanos! Cine morții lui e killerul ăsta? Nu mai știu cum se numește, dar știu că mă enervează rău de tot, mă. Și mai ales faza aia cu zombie, trebuie să te speri, trebuie să... Da, primul pus pe hook, băieți. Să... Mamă, dar să-ți departe toți. Nu încerc să scap singur, nu? Nu, nu. Vine acum echipa de salvare. De unde? Că Z-Unit s-a apucat de reparat și venim voi. Bun. Asta o să fie tryhard. Am zis că dau și eu acolo un 360 frumos, să-i dau juke, dar știi. O să rămână. Băi, eu trebuie să mă spăl, mă. Spală-te. De căcatul ăsta. Sau ce dracu trebuie să fac? Nu e cu spălat aici, e cu ce dracu. A, uite, antidot. Inject. Uite, te văd. Stai că-mi injectez vaccinul. Am bobăit ăsta. Te duci tu să-l salvezi pe ăla? Nu. E, îl lăsăm să moară și eu repar cu Mr. White. Putem spune un meci mai bun, băieți. Eu sunt și rănit, gen. Eu n-am cum să mă duc boșilor că-s rănit. Și sunt și odată pus pe hook. Da, cred că rezistă băiatul. Eventual intră în face 2. Aia e, nu? Până la urmă. Dar nu știu de ce nu se duce ăsta, mă. Uite că se duce acum. Ca să nu intre în face 2. Bun! Bine gândit. Că totuși eu sunt și pus odată. Mamă, te-a mușcat zombiul? Nu, mi-a dat el. A, ți-a dat cu căcatul ăla, nu? De... Ia uite, mă, zombii ăștia, bă, ce enervanți sunt, mă. Broaderilor, încă o dată nu uitați să torpilați și voi like-urile alea dacă vreți și mai multe videoclipuri cu Dead by Daylight și nu numai. Nu l-am văzut. E lângă tine? Ia că sunt aici în zonă. Coaie, de unde m-am văzut? Că urli de durere. Coaie, ăștia sunt jucători de aia de joacă la sunet. Eu niciodată n-am jucat Dead by Daylight-ul la sunet, că se aud prea multe chestii, adică... Holy shit! Îmi urla caracterul, mă, și m-a auzit el, băga mea și picioarele în el caracter. În el joc! Second time pe hook. Cred că nu mai trebuie să fac asta, mă. Bă! Oh! Hai că nu ne-a văzut, urmărește pe ăla. Dă-i și mie heal. Vai. De paleta aia. Vin să te ridic, hai, hai. Acum mai am foarte puțin. Ce, ne dăm heal rapid? Da. Oh, damn! Uite, asta e o arenă mai complicată, băieți. Eu dacă mă mai pun o dată pe U, că am murit, m-am dus drept. Ca idee. Să-mi dai și mie heal după regină. Și după îi dăm... A, mă, măcar mie s-a apucat și să-i dăm și los. Ne dăm heal puternic, guys. L-am văzut. Hai că băgăm și noi aici la un generator, bă, e bine că... Hai că-l ține Mr. White pe momentan, mai băgăm un gen, o să mai rămână două de... Opa! Tu ai bubuit ăla? Nu. Vine după mine ăsta, bă. Ce este, mă, m-a arătat. Am scăpat, am scăpat. Eu mai bag fix la genul ăsta, mai repar. Nu m-a văzut ăsta, vai. Nu m-a văzut, nu m-a văzut. S-a dus. Hai, tată. Bă, deci dacă repar și eu și Mr. White, o să mai trebuiască doar unul. Și știu că te-ai apucat tu de unul, nu? Că am văzut că reparești tu. Cum te-a luat direct? M-a luat din... din dulap. Mamă, vine după mine ăsta, gata, sunt mort. Pe mine mă pune pe ucal drept. Reparați, reparați, fast. Hai că dau toate paletele. Nu m-a văzut, a scăpat. Am scăpat de prost. Vai, ce am făcut, băieți! Băieți, easy, da sau nu, repede? Oh, damn! Scăpare puternică, ne mai trebuie un generator, bă. One more generator. Întrebare, îl găsim sau nu îl găsim? Păi și dacă nu-mi dau vaccinul, ce se întâmplă? Nu știu. Dacă te atinge un zombie, cred că pici. Că așa am mai picat odată. Bă, sunt dați amândoi pe jos. Trebuie să-i salvăm? Mamă, e după mine asta acum, GG. Băi, ce-am făcut? Nu vine să cred! Morții mătii de zombi. Bă, ce zombi jegos, bă, m-am blocat în el. M-am blocat în zombiul ăla, voi ați văzut? Hai că am recover. Da, mă ia, mă pune pe ochi, că trebuie să mă omoare, că mai e un generator. Mamă, dar au murit ăștia ca plebii, mă. Au murit ăștia ca plebii. Ce naiba să mai fac, guys? Cât să-i mai salvez? Cât? Z-Unit, Starkiller și Mr. White. Aia acum, bă, s-a încercat. S-a încercat, băieți. Hai că dau spectei pe tine. Bă, dacă a pus să repare un generator, a rezolvat treaba. Mamă, și mai... a scăpat și ăla, what? Mamă, vin și zombale aia după tine. Mă auzi? Alo, alo. Da, te aud. Nu vorbește de rău, băieți, e concentrat. Mamă, dar apare zombiul ăla, cred că... Vai, Mr. White dat pe jos. Voi sunteți fiecare de două ori pe hook. Haide, mă. Bă, ce faceți? Nu știu, mă, nu poate să-mi dai ce vreau. Mai bine te duci să-l salvezi pe ăla, sincer. Că îl urmește pe Z-Unit ăla. Eu mă duc. Au luat-o și zombalei ăștia la fugă, guys. Bă, ce nebuni. Oh, damn. Dar nu știu drumul. Bă, nici eu nu știu hărsele, it's ok. It's ok, ok. Mamă, ăla a murit. Mai doar tu cu Mr. White mai sunteți în viață. Da, și mie e heal. Da. Nu, ar fi bine că o să vină în zona asta, că știu unde e RP-ul. Mai am puțin. A început melodia, Gigi. Nu întorci cap? Nu. De ce? Vrei să vezi ce am în spate? Opa! Nu te știi, nu te știi, nu te știi. Dă-n ăla, dă-n ăla, trebuie să repari. Mamă, dar asta e neînceput. Nu cred că ai timp să repare. Bă, oricum, uite! Un jucător normal, un killer normal, nu troll cum era ăla din meciul anterior, în puii mei ăsta chiar te chinui cu el și mai înveți ceva mai. E mult mai fan așa, te mai distrezi, pana mea. Bă, încă n-a început melodia, it's a sign. E bine. Și văd că ăla rezistă, ia, pot să mă uit pe el? Mamă, îi dă giucul ăsta. Hai că-l ține Mr. White. O, ce a făcut? El mai ține, dar nu știu cât timp, boss. Mamă, știe Mr. White, boys. Valentina tot repară acolo, așa că mai bine ne uităm pe Mr. White. Mamă, ce giucul îi dă. Și se întoarce la paleta asta, boys. Idei, păreri, păreri, păreri. Uite cum se duce. Mama, a scăpat de el. A, nu mai e după... Nu mai, ba, după asta e, e lângă asta. Mă-l aduce la mine, poftim. Mama, vine la tine. Coaie, cât de puțin mai aveai și aveai și adrenalină. Ăsta își dă vaccinul. Ma, nu, sabotează... Sabotează astea. A, și s-a apucat de un generator de la zero, coaie. Mamă, mamă. Aaaa. Mamă, direct mi-a dat? Da, păi eram rănită. Uite mă, și asta s-a apucat de generator de la zero, dar nu știa că ai făcut tu pe ălălalt. Bă, ce unlucky, mă. Era aproape de o mică victorie, gata, ne-am dus. Prieteni, cam asta a fost episodul, boys. Eu sper că v-a plăcut, dacă vreți și mai multe videoclipuri cu Dead by Daylight, torpilați și voi like-urile alea, guys, și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa!